ziua și bine v-am regăsit! Pentru rubrica de astăzi am ales să vin în fața dumneavoastră cu o prezentare a scriitorului, preotului și profesorului Nicolae Fer, un om drag sufletului meu, un om pe care îl găsiți în Biserica de la Coroana și care vă sfătuiește de fiecare dată când aveți nevoie, doar cu sfaturi bune, cu rugăciune și un cuvânt bine pus la locul lui atunci când este mare nevoie. Părintele profesor Nicolae Fer s-a născut în 19 august 1955 în localitatea Domnești, județul Bistrița Năsăud, într-o familie de țărani, mama sa numindu-se Ana, iar tatăl său Mihai fiind cântăreț bisericesc. Școala primară o face în satul natal, iar ciclul gimnazial în Mărișel. Nicolae Fer a absolvit Seminarul Teologic Ortodox în Cluj-Napoca și Facultatea de Teologie din Sibiu. Hirotonit preot, Nicolae Fer merge la Gledin, unde ridică o biserică și cu o misiune cărturărească din partea preotului profesor Mircea Păcurariu, îți pun la inimă să alcătuiești un studiu monografic despre viața Sfântului Pahomie de la Gledin. A publicat cărțile Panteonul Bistrițenilor, Mitropolitul și Patriarhul, Zestrea strămoșească și multe altele, bineînțeles, însă eu am enumerat aici doar câteva. Este prezent cu poezii, articole și studii pe teme de istorie și teologie în publicații prestigioase. Este inclus în volumul Personalități Române și Faptele lor 1950-2000. Din 1999, de peste 20 de ani, este redactor la postul de televiziune ASTV Bistrița, realizând emisiunile Luminălină și Biserica din Inima Mea, care au depășit 1000 de ore de emisie, în care este promovată învățătura de credință ortodoxă pe înțelesul tuturor, bucurându-se această emisiune de un real succes la public. Reamintim faptul că în toamna anului 2018, părintele Nicolae Fer a susținut o conferință la Institutul Cultural din Istanbul și a oferit o adevărată lecție despre creștinism la Biserica Sfânta Sofia. În luna octombrie 2018, primarul Horia Petrus din Mărișelu a acordat în numele Consiliului Local titlul de cetățean de onoare părintelui profesor Nicolae Fer. Laudația a fost făcută de părintele protopop Alexandru Vidican. Din 1994 și până în prezent este preot în Bistrița la parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este membru de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor, este membru al Societății Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni, a publicat cărți de religie, istorie și literatură. Pentru astăzi am selectat din volumele părintelui profesor Nicolae Fer două poezii. Ele se intitulează Kenoza și Cine-s eu. Am să încep cu recitarea primei poezii, Kenoza. Eu plâng râzând și urc la vale pe urma coborârii tale și nu te văd. Că ești ce ești, ci doar te simt cu palma în cui, cum din nimic mă zămislești și nu mă lași a nimănui, cum mă topești într-un potir și apoi mă speli sub patrafir. Mă împărtășești și îmi ești rob, tu, grâu ales, tot bob cu bob, mă faci sămânță în sfânt pământ, ca să răsar dintr-un mormânt, când mi-i chema la nouă viață, între învierii dimineață. Iar cea de-a doua poezie, intitulată așa cum spuneam și mai devreme, Cine-s eu, semnată de părintele profesor Nicolae Fer. Cine-s eu? Cine-s eu? Un dor și un vis, o mărgică într-un șirac, de strămoș murind de drag, de pământ și paradis. Cine-s eu? O nemurire și un bulgăre de lut, și murit și renăscut, pom al vieții și pădure, de păcate și dureri, de lumină și abisuri, fund de iad și paradisuri, de splendori și de căderi. Sunt poiană și sunt schit, sunt și miel și junghiere, vin și fagură de miere, și străpuns și nemurit. Și sunt chipul slavei tale, dar mi-am întinat veșmântul, spală în sânge necuvântul și în smerenie mă provale.
Desfurtună și senin mă adună și mă leagă ca un snop. Mă fă de sagă, de prescură și de vin. Scutură-mă în zări de har, taine iconom mă ține și învie pentru mine mir de jertfă pe altar. Cine-s eu de pentru mine? Dumnezeu se dă pe sine. Fă-mă ca să fiu cenus, floare în raiul cel de sus. Cam atât pentru astăzi și să ne revedem bine, sănătoși și mâine la o nouă rubrică 5 minute de literatură. O zi minunată!